Ministerul Educației și Cercetării s-a decis în sfârșit să treacă la elaborarea de noi programe școlare care să corespundă noului plan cadru lansat pentru învățământul gimnazial. Pentru ca aceste noi programe școlare să fie strâns legate de ceea ce se întâmplă în sala de clasă, Ministerul a lansat un apel pentru selecția profesorilor din grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru fiecare disciplină de învățământ. Ca urmare a finalizării procedurii de elaborare a curriculumului sau planurilor cadru pentru anul școlar 2017-2018, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat un apel, se numește chiar apelul pentru selecția profesorilor, care vor face parte din grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele domeniile de studii obligatorii din învățământul gimnazial. Am postat pe site-ul instituției această informație, deoarece avem nevoie de colegii noștri directori unităților de învățământ, care au obligația să informeze toate cadrele didactice eligibile. Unul dintre criteriile eliminatorii este, bineînțeles, legat de formarea profesională și sunt acceptați profesorii care au cel puțin gradul didactic 2. Pe site-ul Inspectoratului Școlar a fost ridicat conținutul acestui apel al Ministerului, în care sunt comunicate criteriile potrivit căreia se va face selecția celor mai bune cadre didactice, care ar urma să contribuie la elaborarea conținutului noilor programe școlare. Lansarea acestui apel se adresează tuturor colegilor noștri care doresc să participe la această selecție. Bineînțeles, există o serie întreagă de criterii de selecție. Am anexat materialele informative pe site-ul instituției noastre. Vă pot da câteva exemple. Profesorul care dorește să participe în grupul de lucru pe disciplina pe care are formarea inițială ar trebui să prezinte un portofoliu profesional care cuprinde un curriculum vitae, însoțit de documente, copii ale diplomelor de studii, grade didactice și alte documente care sunt relevante pentru criteriile transmise de minister. Fiecare grup de lucru la o anumită disciplină de învățământ va fi constituit din 13 cadre didactice selectate pe baza dosarului profesional. Avea un grup de lucru format din 15 cadre didactice la nivel național, cadre didactice care, repet, au depus un portofoliu consistent cu privire la pregătirea lor profesională și, bineînțeles, în cadre didactice care sunt interesante ca viitoarea programă școlară să fie una inovativă, de asemenea un alt punct sau printre criteriile de selecție, există și acest punct să se propună un proiect inovativ de programă școlară pentru un curs obligatoriu la disciplina pentru care a optat și pentru care are formarea inițială și formarea continuă adecvată. Ministerul a publicat și calendarul înscrierilor pentru aceste grupuri de lucru, portofoliile de proiecte urmând a fi analizate la Minister. Etapele de constituire a grupurilor de lucru. Astfel, înscrierea candidaților are ca termen 6 aprilie până pe 4 mai 2016. Evaluarea portofoliilor profesionale și a proiectelor inovative de programă școlară 5 mai 15 mai 2016 și publicarea componenței grupurilor de lucru 20 mai 2016. În final, aș vrea să completez că înscrierea se realizează online printr-o aplicație a Ministerului, Monmetru, și există câteva canale de comunicare directă dacă colegii noștri vor întâmpina anumite probleme. De exemplu, telefonul verde, adresa de e-mail sau formul pentru această problematică.
Portofoliul profesional al candidaților va conține un curriculum vitae în format european, însoțit de documente doveditoare, copii ale diplomelor de studii, grade didactice și alte documente relevante pentru mapa profesională a candidaților. Este obligatoriu a fi depus și un proiect inovativ de programă școlară pentru un curs obligatoriu la nivelul disciplinei pe care o reprezintă cadrul didactic. Aspiranta face parte dintr-o asemenea comisie. În analiza candidaturilor la grupurile de lucru, aceste două criterii vor avea o pondere de 50-50%. Programele școlare nu au mai fost schimbate în România de câteva decenii bune și nu au fost puse în acord cu cele existente în alte țări din Uniunea Europeană. Actualele programe școlare românești sunt unanim apreciate a fi mult prea încărcate cu noțiuni de care elevii nu prea au nevoie în viața de zi cu zi.